Apocalipsa 1, versetul 20. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna mea dreaptă și a celor șapte sfejnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici. Și cele șapte sfejnice sunt șapte biserici. După ce Domnul Isus i-a spus lui Ioan să scrie ce a văzut, acum îi dezlușește aceste două taine ce reprezintă cele șapte sfeșnice de aur și ce reprezintă cele șapte stele. Și aș vrea să începem cu cele șapte stele. Ce înseamnă că sunt îngerii celor șapte biserici? Nu cred că are cineva interpretarea infailibilă despre cine sunt acești șapte îngeri. Deci nu vreau să petrec foarte mult timp pe asta. Deși mi-am bătut mult capul cu asta. Dar nu vreau să vă fac și vouă capul mare. Interpretarea cea mai răspândită e că acești șapte îngeri sunt slujitori ai bisericii. Cuvântul din greacă pentru înger înseamnă mesager. Și de aici, majoritatea au ajuns la concluzia că sunt mesagerii celor șapte biserici. Adică, într-un fel, slujitorii celor șapte biserici. Și eu am crezut asta foarte mult timp. Până anul trecut. Până am început să studiez mai atent Cartea Apocalipsa și să văd că interpretarea asta nu are niciun sens. Nu pot să cred că e vorba de slujitorii bisericii doar pentru simplu fapt că cuvântul din original înseamnă și mesager. Nu îmi dă nimic voie să fac asta. Și, în primul rând, cuvântul de aici e folosit de foarte puține ori pentru mesagerii umani. În cea mai mare parte a scripturii, cuvântul de aici se referă la îngeri. Și o problemă majoră pentru care cred că interpretarea asta nu funcționează e că atunci când Domnul Isus le trimite cele șapte epistole celor șapte biserici, se adresează îngerului bisericii la fiecare biserică în parte, Efes, Mirna, Sardes, la Odiceea, la fiecare biserică în parte, o să vedeți că scrie la început Îngerului Bisericii din Efes, scrie. Și acum, ce ne facem când Domnul îi spune Îngerului unei biserici, îți merge numele că trăiești, dar ești mort, dacă noi credem că e vorba de slujitorii bisericii? E responsabil slujitorul bisericii pentru toată biserica? Nu ar avea sens. Înseamnă că slujitorul, pastorul, prezbiterii din acea biserică sunt responsabili că unii curveau cu Izabela. Nu poate fi tras prezbiterul la răspundere pentru faptele celor care poate nici măcar nu erau creștini. Că în cartea Apocalipsa doar biruitorii sunt creștini adevărați. Deci în acele adunări existau și oameni care nu erau născuți din nou. Dacă tu nu asculți, nu am cum să fiu eu judecat în locul tău. Nu are niciun sens. Deci dacă credem că îngerii de aici sunt slujitorii bisericilor, pentru că ei sunt mesagerii cuvântului Dumnezeu, înseamnă că ei sunt responsabili pentru faptele fiecărui individ în adunare. De exemplu, Îngerului Bisericii din Perga, în Apocalipsa 2 cu 14, îi spune: Dar am ceva împotriva ta. Păi, stai, ai ceva împotriva mea ca slujitor, ca prezbiter? Nu are sens. În Apocalipsa, capitolul 3, Îngerului biserici din Sardes, Domnul îi spune: Vechează și întărește ce rămâne, care e pe moarte. Căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. După aceea spune, dacă nu vei voi veni ca un hoț și nu vei ști în ce ceas voi veni peste tine. Adică, Domnul trage la răspundere pe prezbiterul bisericii, îi spune prezbiterului bisericii, faptele tale nu le-am găsit desăvârșite și de-aia o să te judec? Pentru mine nu are niciun sens. Și alt motiv pentru care interpretarea cu mesagerii umani nu are sens, e că în toată cartea Apocalipsa, îngerii sunt ființe duhovnicești. Sunt duhuri. Nicăieri nu e vorba de oameni. Niciun înger din cartea Apocalipsa nu face referire la vreun mesager uman. Eu o să vă dau o altă interpretare o interpretare la care am ajuns în urma unui studiu foarte lung și multe bătăi de cap și vă garantez că am citit o grămadă de comentarii. Dar niciunul nu a fost atât de convingător ca interpretarea la care am ajuns în urma unui studiu propriu. Nu știu cine mai interpretează așa cele șapte stele, nu trebuie să fiți neapărat de acord cu mine, eu vă spun doar că pentru mine are foarte mult sens. Are mult mai mult sens decât să zic că sunt mesager uman. Și interpretarea la care am ajuns e că se referă la duhurile din spatele acelor șapte tipuri de biserici. Ce înseamnă asta? Cele șapte sfeșnice Țin de partea materială, și cele șapte stele, cei șapte îngeri, țin de partea spirituală, din spatele lumii materiale. Asta vedem mereu în cartea Apocalipsa. Vedem aceste două lumi paralele. Și asta vedem mereu în scriptură. În spatele acestei lumi materiale există și o lume spirituală. Și ca să înțelegeți mai bine ce vreau să spun, în Apocalipsa 16 cu 5, îl găsim acolo vorbind și lăudând pe Dumnezeu pe Îngerul Apelor. Îngerul Apelor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există un Înger real în Ape? Nu. E vorba de lumea spirituală din spatele lumii materiale. Și pentru mine are mai mult sens ca Domnul Isus. Când trimite cele șapte epistole către cele șapte biserici, să se adreseze Duhului din spatele acelei biserici. Duhului acelui tip de biserică. Duhului bisericii din Sardes. Nu vorbește cu biserica, vorbește cu Îngerul Bisericii. Adică acel Înger reprezintă acea biserică. Și atunci când Domnul trage la răspundere pe îngerul bisericii, trage la răspundere de fapt toată biserica. Acel tip de biserică, care am zis că există până azi. Și astăzi există adunări locale care au Duhul Bisericii din EFES, care și-au părăsit dragostea din tâi. Pentru mine are mult mai mult sens asta decât interpretarea cu mesagerii umani. Chiar dacă interpretarea asta pare mai complicată, are mai mult sens în contextul cărții Apocalipsa. Dacă rămânem la Scriptură și lăsăm Scriptura să ne vorbească, chiar dacă nu înțelegem noi totul, nu avem voie să deviem. Și pentru că nu are sens în capul nostru să începem să spunem lucruri care nu sunt acolo și care nu au sens. Mai departe, să trecem la lucruri mai ușor de interpretat. Cele șapte sfeșnice de aur sunt șapte biserici. Și o să vreau să răspundem la două, trei întrebări. De ce sunt șapte? De ce sunt cele șapte biserici comparate cu niște sfeșnice? Și de ce sunt din aur? Deci încep cu prima întrebare. De ce sunt șapte? Cifra șapte în cartea Apocalipsa reprezintă mereu ceva desăvârșit, ceva de plin. Mereu. Nu e folosită niciodată la nimereală. Mereu e folosită cu un scop precis. Reprezintă ceva desăvârșit. Șapte duhuri, șapte coarne, șapte ochi, șapte peceți, șapte trâmbițe, șapte boluri și așa mai departe. Mereu cifra șapte va reprezenta același lucru. Nu poate să reprezinte aici ceva și în altă parte altceva. Deci, chiar dacă inițial cartea Apocalipsa e trimisă unor biserici locale din Asia Mică, din primul secol, mesajul ei e unul universal. Nu e limitată în timp și spațiu. Cele șapte biserici reprezintă plinătatea epocii bisericii. Adică toată perioada bisericii. De la prima venire a Domnului Isus până la a doua venire. Unică și vizibilă. Nu în două faze, nu pe ascuns, nu invizibil, nu vizibil doar pentru credincioși. A doua venire unică și vizibilă, despre care se vorbește în toată Scriptura. Când Domnul va veni să aducă mântuirea celor ce sunt ai Lui și să-i judece pe cei ce nu sunt ai Lui. Și pe lângă asta, aceste șapte biserici sunt și șapte tipuri de adunări pe care le vom găsi mereu în epoca bisericii. Unii au încercat să spună că sunt și anumite perioade din istoria ale bisericii. Adică Efes reprezintă biserica primară, Smirna biserica după biserica primară și așa mai departe. Cred că asta e o interpretare forțată. Deci, cele șapte biserici reprezintă plinătatea epocii bisericii, dar sunt și șapte tipuri de adunări pe care le vom găsi mereu. În epoca bisericii. Orice adunare din orice secol trebuie să se cerceteze când citește mesajele Domnului Isus către cele șapte biserici. Vom vedea că mereu la final le spune cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Și asta spune Domnul Isus și la finalul cărții. Apocalipsa 22 16. Eu, Isus, am trimis pe Îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Deci Domnul Iisus ne-a trimis această descoperire pentru biserici, până va veni El ca să răspătească fiecăruia după fapta Lui. Mereu pe parcursul istoriei au existat și există până astăzi adunări care și-au pierdut dragostea din tâi, cum e biserica din Efes. Acea adunare, trebuie să citească mesajul Domnului Isus pentru Biserica din Efes, să asculte avertizările lui și să se pucăiască. Tot timpul au existat adunări persecutate, cum e Biserica din Smirna, care, la fel, pot citi încurajările Domnului Isus de acolo și să fie îmbărbătați. Sau adunări cărora le merge numele că trăiesc, dar sunt moarte. Și așa mai departe. Nu mai zic de la azi e plin de adunări de tip la odicea, care cred că sunt bogați și nu au nevoie de nimic. Și de fapt sunt sărați spiritual. Și nu-L cunosc pe Domnul Isus. Deci tot timpul, pe toată perioada bisericii, au existat aceste tipuri de adunări locale. Mai departe. A doua întrebare era de ce sunt comparate bisericile cu șapte sfeșnice? În primul rând, aici nu e primul loc unde găsim sfeșnice de aur. Mai găsim sfeșnice de aur în Vechiul Testament. Găsim un sfeșnic cu șase brațe care trebuia pus în cortul întâlnirii. Exodul 25 cu 31. I-a poruncit Dumnezeu Moise să faci un sfeșnic de aur curat, sfeșnicul acesta să fie făcut de aur bătut. La fel, sfeșnic de aur, da? Apoi la construirea templului scrie că Solomon a făcut 10 sfeșnice de aur. 5 la dreapta și 5 la stânga, înaintea locului prea sfânt. Un împărat, capitolul 7. Și mai găsim un sfeșnic de aur în viziunea lui Zaharia. Zaharia 4 cu 2. M-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur. Deci nu e primul loc unde găsim simbolul ăsta al sfeșnicului. Și e foarte simplu să înțelegem de ce Domnul alege acest simbol pentru cele șapte biserici, dacă înțelegem care e menirea unui sfejnic. Care e menirea și scopul unui sfejnic? Care e rolul sfejnicului? Să lumineze. Să lumineze. Atât de simplu. Biserica e lumina lumii. Ăsta e rolul ei pe acest pământ, să fie lumină. Tocmai de aceea cele șapte biserici sunt comparate cu șapte sfejnice. În Ioan 8,12 cu spunea Domnul Isus: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Adică cine îl urmează pe el, luminează și el la rândul lui umblă în lumină. Și cine îl urmează pe el? Biserica lui. Biserica lui. Și în Ioan 9 cu 5, Domnul Isus spunea, cât sunt în lume, sunt lumina lumii. El a plecat din lume, da? Cine e acum în lume? Biserica lui. Biserica lui. Care reflectă Lumina lui. În Matei 5 le spunea creștinilor, voi sunteți lumina lumii. Deci, în Ioan 8 spune eu sunt lumina lumii, în Ioan 9 cât sunt în lume sunt lumina lumii și în Matei 5 le spune creștinilor, celor ce urmează, voi sunteți lumina lumii. Isus e lumina și noi suntem lumina. Pentru că Isus nu mai e în lume acum, dar e în noi, în fiecare credincios născut din nou. Dacă nu are cineva Duhului Hristos, nu este al lui, spunea Pavel Romanot. Și vreau să vă arăt ceva interesant. În Isaia 49 era o prorocie despre Mesia. Și în versetul 6 scrie așa: Vorbea Dumnezeu, despre robul său, despre Mesia. Și scrie așa. Este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea, te pun să fii lumina neamurilor. Te pun să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginea Pământului. Deci era vorba de Isus, da? El e lumina neamurilor. El duce mântuirea până la marginea pământului. În Faptele Apostolilor, capitolul 13, în versetul 47, e vorba de Pavel și Barnaba. Și Pavel și Barnaba au zis așa, căci așa ne-a poruncit Domnul. Și acum citează prorocia din Isaia 49. Te-am pus să fii lumina neamurilor. Atenție. Așa ne-a porunci Domnul mie, Pavel și Barnabă. Te-am pus să fii lumina neamurilor ca să duci mântuirea până la marginea pământului. Deci, până la urmă cine e lumina neamurilor? Domnul Isus e lumina neamurilor și noi suntem lumina neamurilor. Biserica lui e lumina neamurilor. Pavel și Barnaba nu spuneau aici că ei sunt Mesia. Nu, Hristos prin ei ducea lumina neamurilor și mântuirea până la marginea pământului. Isus e lumina neamurilor, noi, biserica, suntem lumina neamurilor. Matei 5, citesc de la versetul 14 la versetul 16. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Adică, dacă lumina e în voi, nu are cum să nu se vadă. Și continuă. Și oamenii nu aprind lumina ca să o pună sub obroc, adică să o acopere. Ci o pun în sfeșnic și ce face sfeșnicul? Și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. De ce? Pentru că știu că suntem creștini. Știu ai cui suntem. Deci, n-ai cum să zici că ești lumină, dar nu luminezi. Pentru că o cetate așezată pe Munte nu poate să rămână ascunsă. Și cine aprinde lumina ca să o acopere? O pune în și luminează tuturor celor din casă. Și în Roman 13, Apostolul Pavel ne explică mai exact ce înseamnă să lumineze. Roman 13, de la versetul 12. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Pavel vorbește aici, într-un mod metaforic, da? Noaptea e veacul acesta. Ziua e veacul viitor. Când va veni Domnul Isus. El e luceafărul strălucitor de dimineață. Și după aia Pavel ne dă niște îndemnuri. Să ne dezbrăcăm dar, deci datoria noastră, da? să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvi și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos. Ce frumos spune: îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos. Adică oamenii să vadă pe Hristos în voi. Comportați-vă la fel cum s-a comportat și El. Fiți ca El în lumea asta. Și asta zice și Apostolul Ioan. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Deci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și continuă Pavel și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Deci asta e datoria noastră. Să nu mai purtăm grijă de firea pământească ca să-i trezim poftele să nu mai o atățăm ci să ne îmbrăcăm în Domnul Isus Hristos. De ce? Ca să fim lumini în lume. Ca lumina lui să se vadă în noi. Dacă mărturia unei biserici în lume se stinge, se stinge și lumina ei. Nu mai luminează. Nu mai face ce a fost făcută să facă. Sfejnicul nu mai luminează nu mai face ce trebuie să fac. Nu își mai împlinește scopul pentru care a fost creat. Sfeșnicul nu mai luminează. Și dacă un sfeșnic nu mai luminează, e nefolositor. Și asta zice și în Matei 5. Dacă sare și pierde gustul, nu rămâne decât să fie călcat în picioare de oameni. Tot așa o biserică, dacă își pierde mărturia în lume, se stinge și lumina ei. Și Domnul o va judeca. Domnul o va judeca. Pentru că nu își mai împlinește scopul pe pământ. Și despre asta e vorba în Apocalipsa 2 cu 5. Când îi spune bisericii din Efes. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Deci, atunci când o biserică nu își împlinește rolul de a fi lumină pe pământ, Domnul Isus o va judeca. O va stinge de tot. Asta înseamnă că îi va lua sfeșnicul. Adunarea aia va înceta să mai existe. Și exact asta s-a întâmplat în istorie cu biserica din Efes. Dacă o adunare strică mărturia, nu mai poate fi numită biserica lui. Face de râs numele lui. Deci, cred că e destul de clar de ce cele șapte biserici sunt comparate cu șapte sfeșnici. Și o să răspund rapid și la întrebarea de ce șapte sfeșnice de aur? De ce sunt din aur? Cel mai probabil sunt din aur pentru că aurul arată spre ceva curat, ceva rezistent, ceva valoros. Biserica Domnului Isus e cel mai valoros, cel mai curat și cel mai rezistent lucru din lumea asta. E veșnică. Orice ideologie umană va pieri, dar biserica lui Dumnezeu va rămâne veșnică. Efeseni 1, cu 21, spunea Pavel, a lui, a lui Dumnezeu, să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. A celui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor.